Slavă Domnului pentru că a murit pe Golgota pentru noi. Oamenii lui Dumnezeu, rămânem în picioare să citim un pasaj din Scripturi. Vechiul Testament, celebru, cunoscutul, minunatul, capitol 53. O să citim de la versetele 1 la 10. Isaia 53, versetul 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va prăpăși în mâinile lui. Amin. Tatăl nostru din ceruri, am citit din cuvântul tău care este viață și îți mulțumim pentru că în seara aceasta ne îmbărbătesc prin acest cuvânt. Acești oameni, adunarea aceasta a venit înaintea ta ca să celebreze pe Hristosul, care a venit la noi, care a murit pentru noi și care ne-a adus mântuire și tămăduire. Uită-te la sufletele noastre căutătoare de Dumnezeu și prin cuvânt, Doamne, învață-ne, ridică-ne, mângâie-ne și corectează-ne. Da. Pentru că Tu ești Tatăl nostru și noi suntem fiii Tăi. Binecuvântăm, Tată, numele Tău prin Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă așezați. Am spus deja de câteva ori despre faptul că este minunat să fim împreună în săptămâna aceasta mare, să medităm la suferințele Mântuitorului Iisus Hristos și să ne lăsăm mângâiați de Scriptura care ne învață că lui Dumnezeu îi pasă de noi. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre suferințele Domnului. Despre ce altceva am putea să vorbim în seara aceasta? Scriptura ne vorbește despre moartea ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota. Și în Ioan, în capitolul 19, Scriptura ne spune că și-a dus singur crucea. Și când a ajuns acolo, la dealul, la muntele acela al căpățânii, care se numește Golgota, a fost acolo răstignit împreună cu alți doi tâlhari. Procesul acesta al prinderii Mântuitorului, al judecării lui și al răstignirii de asemenea, este un proces încărcat de durere și suferință. Este încărcat de nedreptate și de răutate. În predica din această seară vreau să surprind două lucruri. Ele sunt majore în istoria mântuirii și o să vorbesc despre tensiune și despre armonie. O să vorbesc despre tensiune referindu-mă la dreptatea divină care vede păcatul omenesc și îl pedepsește. Și o să vorbesc despre armonie,
punând în evidență dragostea lui Dumnezeu, care vede jertfa de ispășire a Mântuitorului Iisus Hristos și prin ea îl justifică pe om. Pasajul acesta din Isaia vorbește despre tensiune. Tensiunea divină. Mântuitorul este batjocorit, este lovit, este străpuns. Este chinuit, este asuprit și în final este omorât. Versetele de la 4 la 10 zugrăvesc procesul acesta al chinuirii și al omorârii Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să ne oprim asupra textului propriu-zis și să privim puțin la câteva verbe care vorbesc despre suferințele Domnului. Este așa de interesant să ne aducem aminte de lucrurile astea și de asemenea să surprindem valențe noi pe care probabil nu le-am surprins până acum. Hristos este disprețuit, este părăsit de oameni în versetul 3 și versetul 4, El poartă suferințele noastre. Apoi poartă durerile noastre. Este pedepsit de Dumnezeu, este smerit, versetul 5, este străpuns pentru păcatele noastre. Este zdrobit, pedeapsa care nouă ne dă pacea a căzut peste El și suntem tămăduiți în rănile Lui. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră. A fost chinuit, a fost asuprit, a fost ca un miel pe care îl duci la măcelărie, a fost luat cu apăsare, cu judecată. Versetul 8. A fost șters de pe pământul celor vii. A fost lovit de moarte pentru păcatele poporului. Dumnezeu l-a zdrobit prin suferință. Priviți, vă rog, aceste câteva pasaje care stau la baza predicii mele din această seară. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Cu alte cuvinte, prețul pentru ca Dumnezeu să ne ofere pace în loc de pedeapsă a fost plătit de Hristos. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră. Nelegiuirea pe care noi am făcut-o nu mai există pentru că El a acceptat să fie pedepsit pentru ea. Și încă un verset, Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Suferința pe care Hristos, Domnul, a suferit-o, a avut-o, este suferința pe care noi trebuia să o suportăm, dar El și-a asumat-o înainte de noi și pentru noi. Astăzi, noi nici măcar nu putem să avem capacitatea să înțelegem ceea ce Hristos a făcut pentru noi, fiindcă de foarte mulți ani noi auzim despre mesajul acesta. Atunci când scrii un articol, scrii un document și îl corectezi, trebuie corectat de altcineva, pentru că persoana care l-a scris nu e în stare să-l corecteze, pentru că cu aceeași minte cu care a făcut greșelile când a scris, nu va vedea greșelile când va avea intenția să-l corecteze. Este nevoie să vină o altă persoană și să-l corecteze, cu o altă minte și cu o altă perspectivă. Ei, de aceea noi nu mai avem capacitatea să intrăm în procesul suferințelor Domnului Iisus Hristos, pentru că nu mai avem curiozitatea necesară. De ce? Pentru că avem cunoștință. Cunoștința ne ia curiozitatea. De pildă, suntem curioși să vedem un loc celebru pe care nu l-am mai văzut. Dar dacă avem ocazia să-l vedem și mai ales de două sau de trei ori, curiozitatea noastră pentru locul respectiv pur și simplu dispare. Iar dacă totuși o să mergem să-l revedem, nu o să fim deloc impresionați. Cam așa se va întâmpla cu noi în această seară. Dacă predica aceasta ar fi rostită către niște oameni care nu vin de obicei la biserică, nu citesc Biblia și nu știu ce s-a petrecut cu 2000 de ani în urmă, ei ar fi extrem de impresionați de detaliile procesului suferințelor Domnului. Dar noi le știm, le cunoaștem și nu le cunoaștem nici de azi și nici de ieri. Ceea ce am vrut să surprind trecând peste pasajul acesta în fugă a fost să pun în evidență versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora.
prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aici termenul corect este va îndreptăți pe mulți să devină într-o stare după voia lui Dumnezeu. Pentru asta a venit Hristos, ca să îndreptățească pe mulți, să devină fără păcat, să devină copii ai lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a justificat prin suferința sa. Nu există altă posibilitate decât să își asume pedeapsa pentru păcatele pe care noi le-am făcut. Și pedeapsa aceasta s-a manifestat prin foarte multă suferință. O să recitesc câteva dintre versetele pe care deja le-am recitit și în seara asta o să le recitesc de mai multe ori. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Această zdrobire era consecința păcatelor noastre și noi trebuia să o suportăm. Dar Domnul a adus-o peste el și nu peste noi. Își va da viața ca jertfă pentru păcat. Moartea noastră nu ar fi fost ca jertfă, ci ar fi fost consecința păcatelor noastre. Dar el s-a făcut responsabil și a murit ca un miel din Vechiul Testament, care era ucis pentru ca aducătorul mielului să fie eliberat de vinovăție. Sau un alt pasaj, el era străpuns pentru păcatele noastre, era zdrobit, străpuns, zdrobit, străpuns, zdrobit. Și Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. Unul ia pâinea de la magazin și altcineva o plătește. Exact lucrul acesta s-a întâmplat acolo. Domnul Iisus a murit pe cruce și a fost înmormântat în mormântul lui Iosif din Arimatea. Nici măcar nu a avut un mormânt personal. Ce părere aveți despre cineva astăzi care trăiește 70-80 de ani și când moare nu are un mormânt personal și nu are nici bani să-și cumpere și nu are nici rude apropiate care să cumpere pentru el un mormânt, ci pur și simplu societatea, poate primăria, poate cineva, o instituție sau un grup de oameni din milă, din compasiune, îi cumpără un mormânt. Ce credem noi despre omul acela? Credem că a fost un om sărac, cel puțin sărac. Ei bine, lucrul ăsta s-a întâmplat cu Mântuitorul Iisus Hristos. El a fost pedepsit de Dumnezeu și smerit. Observați, pedeapsa smerește. Suferința smerește. Nu există suferință care să înalțe sau să conducă la mândrie. În general, suferința smerește și coboară. De asemenea, suferința lui a început în Ghețimani după ce a mâncat cina Domnului cu ucenicii. Și în aceeași noapte, Iuda l-a trădat. Iuda a mers 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus. Ce caracter a putut să aibă omul ăsta după 3 ani și jumătate, văzând tot ce a fost în stare să facă și mai ales manifestarea compasiunii, iubirii, bunătății? Iuda era acolo atunci când Bartimeu a fost respins de ucenici. Probabil inclusiv Iuda i-o fi spus, pleacă de aici, lasă-ne în pace. Și a fost șocat când Iisus s-a oprit și a spus, chemați-l la mine. N-a avut pur și simplu niciun mesaj pentru el, gestul Domnului Iisus. Și probabil că a fost martor la întâmplări care poate nici nu sunt menționate în Scriptură. O manifestare a bunătății extreme, a iubirii. Ce credeți că o fi zis el atunci când femeia aceea a fost prinsă în adulteri și a fost adusă cu intenția să fie omorâtă cu pietre de câte aducători? Și Hristos le-a spus, aveți dreptate, trebuie pedepsită, cine nu are păcat să o lovească. Și toți au plecat. Sau putem înșira o grămadă de pasaje din Scriptură care impresionează. Mântuitorul, prin tot ce a făcut, a impresionat, pentru că el nu-i din lumea asta, el nu-i un om ca noi, el nu a venit aici pentru sine, el a venit aici pentru alții. Noi rare ori facem ceva pentru alții, de obicei tot ce facem, facem pentru noi și pentru ai noștri. Tocmai de aceea iese în evidență așa de ușor și impresionează când luăm din timpul nostru și din energia noastră și facem ceva pentru alții. Domnul în toată viața lui a făcut ceva pentru alții. Petru s-a lepădat de el. De Iuda nu ne mirăm prea mult, dar de Petru ne mirăm. Și totuși,
celebru Petru, ca celebru David și ca alți celebri, și ei au păcătuit. Soldații templului au venit și l-au arestat. Ei aveau un ordin clar să-l aducă la marele preot. Când l-a adus, Caiafa, care era un preot și care n-ar fi trebuit să-și permită astfel de atitudini, a poruncit să fie bătut. Mai întâi a fost batjocorit și apoi a fost bătut. A doua zi dimineața, probabil că avea vânătăi, sângera, și i-au dat un sceptru în mână și apoi l-au lovit peste cap. Scriptura vorbește în cele patru evanghelii despre toate aceste detalii, iar unele dintre ele sunt surprinse în multele profeții din Vechiul Testament care s-au împlinit în experiența personală a Mântuitorului Iisus Hristos. Au luat crucea aceea grea, au pus-o pe umeri și împreună cu tot alaiul acela au pornit spre dealul unde aveau intenția să-l crucifice după obiceiul roman. Acolo l-au torturat și l-au răstignit. Evreii nu foloseau răstignirea, drept pentru care în Biblie, în Vechiul Testament, nu se spune nimic despre răstignire, pentru că evreii nu foloseau răstignirea. Însă romanii o foloseau. Și era o metodă de tortură incredibil de dureroasă, de sadică. Scriptura ne vorbește în Noul Testament despre faptul că l-au torturat înainte să-l răstignească. Romanii foloseau frecvent crucificarea, însă niciodată pe romani. Ei îi crucificau pe membrii ai altor popoare, pe sclavi sau pe tâlhari, niciodată pe cetățenii romani. Aduceți-vă aminte că atunci când Apostolul Pavel a fost întemnițat de romani, el nu a fost biciuit, tocmai pentru că și-a făcut cunoscută cetățenia romană. Și atunci romanii nu l-au biciuit pentru că era unul de-al lor. Dacă nu ar fi fost roman, ci ar fi fost doar iudeu, atunci ar fi fost biciuit. Și evreii aveau obiceiul să facă lucrul acesta cu cele 40 de lovituri, fără una. Însă biciuirea romană era o flagelare chinuitoare care presupunea 13 lovituri. În Isaia 53, versetul 10, vi-l amintesc încă o dată. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, iar atunci a fost zdrobit prin suferință. Biciul acesta avea un anumit nume pe care ei îl foloseau, flagrum se numea. Era un băț mai scurt, din care pleca trei curele foarte groase, iar în capăt avea bucăți de plumb sau bucăți de oase. Și curelele acestea erau lungi, iar persoana care mânuia biciul era folosită de obicei. El avea calitatea să facă lucrul acesta și de-a lungul timpului devenea foarte priceput. Atunci când lovea, se rupea pielea și omul sângera abundent. Dacă l-a lovit pe Domnul Iisus de 13 ori, asta înseamnă că pur și simplu a fost carne vie, cel puțin pe spate. Istoricii spun că nu era lovit niciodată un om pe piept pentru că ar fi fost ucis. Iar romanii încercau să-l lovească suficient de tare, dar să nu-l ucidă pe cel pedepsit, fiindcă aveau plăcere să-l chinuie pe omul ăsta cât mai mult. Dacă murea repede, le lua o parte din bucurie. Apoi i-au bătut mâini în picioare și în mâini. Se spune că piroanele acelea aveau aproximativ 20 de centimetri. Și atunci când erau bătute în mâini și în picioare, îi atingeau nervii și produceau dureri incredibil de mari. Atunci când a fost agățat, el stătea pur și simplu în poziție verticală, lipit de lemnul acela, doar prin cuiele, prin piroanele care îl prindeau, care îl imobilizau acolo. Și toată greutatea corpului lui, cu mâinile întinse, care apăsa pe torace, și stătea agățat, spânzurat de cuiele acelea, și tendința ca să moară asfixiat era foarte mare. De aceea, ca să respire, trebuia să se împingă în picioare, să elibereze toracele, și să poată respira, că dacă mâinile stăteau întinse și trase de greutatea corpului, nu putea să respire și lua din când în când o gură de aer. Dar numai că ori de câte ori se sprijinea în picioare și se ridica în cuiul acela care pătrundea ambele picioare, îi provoca o durere aproape insuportabilă.
Cei care au studiat fenomenul acesta al crucificării povestesc despre faptul că persoana crucificată avea crampe aproape insuportabile, dureri foarte mari și întotdeauna sfârșea prin asfixiere, murea asfixiat, pentru că la un moment dat nu mai avea putere să se ridice și nu mai avea posibilitatea nici să respire. Când dincolo de durerea fizică a simțit absența lui Dumnezeu, atunci a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Încercați să vă imaginați pentru o secundă diferența între cum era Iisus în cer ca Dumnezeu și cum era agățat pe cruce ca Mântuitor. Și această diferență este doar pentru mântuirea noastră. N-a avut nicio obligație. Nu l-a constrâns nimeni să facă lucrul acesta. A venit știind că este singura posibilitate. Aduceți-vă aminte că înainte să fie crucificat, i-a spus Tatălui: dacă există o altă posibilitate, aș vrea să nu mă duc, dar dacă nu există, o să mă duc. Și n-a fost altă posibilitate. Și s-a dus. Iar toată suferința aceea prin care el a trecut, o suferință de câteva zile, care a culminat cu evenimentul crucificării, toate acestea au fost făcute pentru noi. Știți bine că în final un soldat i-a străpuns abdomenul, zice că i-a băgat sulița în coastă, sigur că nu în coastă, dar când spune în coastă se referă la partea din abdomen unde există coaste. Și specialiștii spun că între coasta 2 și 3. Nu vreau să intru în detalii medicale, că nu mă pricep și nu vreau să fac gafe sau nici să vă plictisesc în seara asta cu lucruri de genul ăsta. Vreau doar să vă spun următorul lucru. Există o tensiune istorică când Dumnezeu a fost pus în situația să pronunțe sentința de judecată pentru toți oamenii de pe pământ. Și această tensiune a fost eliberată și schimbată cu armonia în momentul în care Hristos a venit și și-a asumat El ceea ce trebuia să primim noi. Iar tensiunea s-a transformat în armonie. Noi am rămas aceiași oameni, numai că Dumnezeu și-a retras acuzația. Probabil că mulți dintre noi am fost cel puțin odată implicați în familia restrânsă sau între prieteni la un proces în care cineva a fost acuzat. Acuzația a fost făcută în grabă și probabil și cu interese necinstite și l-a dus pe bietul omul în fața judecătorului. Judecătorul și-a dat seama că procurorul acuzării nu are argumente. Și atunci i-a spus: îți retras plângerea sau pur și simplu o să-mi folosesc eu autoritatea să fac lucrul acesta. Și de cele mai multe ori, procurorul, care de obicei e un om deștept, e un om inteligent, își retrage acuzația. Și omul care urma să fie închis poate să plece acasă, nu mai este urmărit legal și devine un om la fel de liber ca înainte să fie adus acolo. Lucrul acesta s-a întâmplat cu noi. Doar că pe noi, doar că diavolul nu și-a retras niciodată plângerea cu privire la noi. El ne-a acuzat de toate lucrurile pe care le-am făcut. Le-a așezat într-un scenariu unde păreau mai grave decât au fost. Diavolul, în mod intenționat, a sfidat contextul în care noi am căzut. Că uneori, noi nu cădem doar pentru că suntem răi și păcătoși și poate nespirituali. Cădem și că se întâmplă să fim într-un loc nepotrivit, la un timp nepotrivit. Se creează o ambuscadă, un context care devine alunecos. Și contextul acesta accelerează ispitirea noastră. Dacă n-am fi fost acolo și am fi fost ispitit într-un alt context, într-un alt loc, într-un alt moment, probabil că am fi avut puterea să refuzăm. Dar sunt momente în viață când ne aflăm într-un loc nepotrivit, într-un timp nepotrivit. Poate că trecem prin niște experiențe care ne fac mai vulnerabili. Nu vreau să intru în detalii, nu-i timpul la serviciul acesta. Dar să știți că de cele mai multe ori când facem păcate mai mari, le facem pentru că suntem într-un anumit loc, de obicei nepotrivit, care este coroborat cu un timp nepotrivit. Și suntem mai vulnerabili decât de obicei. Suntem mai tentați să păcătuim și mai puțin
în stare să ne împotrivim tare în credință. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați trecut de 30, 40, 50 de ani, înțelegeți bine din experiență personală fenomenul acesta. Uneori, spun asta într-o paranteză, ne folosim nedreptul de a judeca pe alții fără să ne gândim la drumul pe care Dumnezeu l-a îngăduit în viața lor și la noi nu l-a îngăduit. Și nu avem timp să ne gândim că dacă Dumnezeu ar fi îngăduit și pentru noi să trecem prin locul acela, în timpul acela, noi probabil am fi căzut cel puțin la fel de repede ca omul ăla, dacă nu mai repede. Dar pentru noi Dumnezeu probabil a avut mai multă milă, mai mult har. Nu a fost îngăduit să trecem prin zona aia a vulnerabilității și ni se pare că suntem duhovnicești. Asta demonstrează că suntem imaturi, nu duhovnicești. Oamenii duhovnicești nu critică și nu judecă. Asta nu înseamnă că ei validează păcatul. Înseamnă că nu-l disprețuiesc pe păcătos și omenește, înțeleg ce s-a întâmplat, dar nu este de acord cu păcatul și cu ceea ce s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că nu-l pedepsim pe omul care a păcătuit, dar nu o facem cu aroganță, nici cu superioritate, nici cu ipocrizie. O facem înțelegând că dacă Dumnezeu ar fi îngăduit să trec eu pe acolo, poate aș fi căzut și eu sau dumneata. Lucrul acesta s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să mai spun încă ceva apropiindu-mă de încheiere. Această armonie pe care a adus-o Hristos, eliminând tensiunea dintre noi și Dumnezeu, o tensiune unde Dumnezeu a hotărât să ne judece cu asprime, pentru că la noi n-a fost, bunica zicea, mă, la tine nu e de o fragă, e de o disagă. Fraga era un fluc, disagă era un backpack, un rucsac mare. Și zicea, bă, la tine nu e odată, tu nu te mai oprești, frate, vino încoace să te aranjezi un pic. Ei, la noi nu a fost că am căzut deodată într-o greșeală, noi am trăit în păcat, lucru care a ofensat sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a hotărât să ne facă responsabili de păcatele acestea. Și în momentul acela a apărut cererea de iertare, depusă de Mântuitorul Iisus Hristos. Cu acceptul său de a ne înlocui pe noi în starea aceea de acuzați și de potențiali vinovați. Tensiunea aceea dintre noi și Dumnezeu a fost eliminată și a fost înlocuită cu armonia. Uneori ne aducem aminte și punem pe pâine, dacă vreți, ca pe dulceață sau unt, sau poate pe amândouă. Relația dintre noi și Dumnezeu este una armonioasă. Nu mai este încărcată de frică, de teruare. Ne este teamă de Domnul, frică de Domnul în sensul reverențios. Dar noi știm că suntem copiii lui Dumnezeu și purtăm în suflet măreția speranței că într-o zi vom fi în cer. Doar pentru simplu motiv că urâtul din viața noastră a fost luat și purtat, plătit de Iisus Hristos pentru că ne-a iubit. Această armonie care caracterizează relația noastră cu Dumnezeu a înlocuit tensiunea care caracteriza cândva relația noastră cu Dumnezeu. Și armonia aceasta a adus-o Hristos. Noi am adus tensiune în relația cu Tatăl nostru. Niște oameni pofticioși, fără limită, fără echilibru, niște oameni sensibili, foarte vulnerabili la păcat, la tendințe, la instincte primare, foarte predispuși la mândrie, la aroganță, la lăcomie, răutate și multe alte forme de păcat. Noi, ăștia care ne vedeți astăzi la biserică. Dar Hristos a venit, a murit în locul nostru și Duhul lui Dumnezeu ne-a implicat într-un proces de schimbare. Justificarea lui Hristos ne schimbă statutul, nu comportamentul. Aici nu înțeleg oamenii cum un om născut din nou poate să mai facă nu știu ce. Oamenii cred că justificarea pe care Hristos a depus-o pentru noi înseamnă schimbarea noastră pur și simplu. Nu, înseamnă schimbarea statutului nostru. Și o să mă opresc câteva clipe asupra acestui fenomen. A justifica înseamnă a declara
ceva despre o anumită persoană, adică a-l declara neprihănit. A pune pe cineva într-o relație corectă cu Dumnezeu. O să vă aduc aminte de ce spunea Pavel în Romani, în capitolul 3, versetul 24. Nu sunt făcuți neprihăniți, sunt socotiți neprihăniți. Sunt socotiți neprihăniți. Ce înseamnă socotit? Declarat neprihănit. A fi justificat este opus lui a fi condamnat. Ce înseamnă să fii condamnat? Înseamnă să declare judecătorul, o autoritate juridică, să declare judecătorul că ești vinovat în baza probelor aduse și în baza probelor aduse și a vinovăției te faci vrednic să primești o anumită pedeapsă. Ce face judecătorul? Declară. Și vin cei care execută declarația judecătorului, adică polițiștii. Te iau și te duc la pușcărie. Cine hotărăște să fii dus la pușcărie? Poliția? Nu, poliția execută. Ci judecătorul hotărăște. El analizează probele acuzării, martori și tot ceea ce poate fi adus pro sau contra și la sfârșit, după cum știți și în funcție de țara în care ne aflăm, se pronunță sentința. Pronunțarea aceea se numește condamnare. Opusul condamnării este justificare. Cu atât mai mult când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Noi suntem socotiți neprihăniți, fraților. E așa de ciudat să vă spun că nu suntem neprihăniți. Suntem socotiți neprihăniți. Aceasta este o declarație a lui Iisus Hristos sau a lui Dumnezeu în baza lucrării de mântuire a lui Iisus Hristos. Justificarea este actul prin care Dumnezeu declară neprihănit pe un om care crede că Iisus Hristos este mântuitorul lui personal. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, Scriptura spune: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el este singurul care n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. De aceea numai în Hristos suntem socotiți neprihăniți. Aici nu-i vorba de merite personale. Noi nu avem sub nicio formă calitatea să ne ridicăm la nivelul exigenței lui Dumnezeu. Să presupunem, deși exemplu e puțin ridicol, să presupun că Dumnezeu se așteaptă să zburăm. N-avem nicio șansă, știți bine. Da, imaginați-vă că Domnul Iisus vine, ne ia și zboară cu noi. Dacă suferiți exemplul ăsta, cu toate că e destul de nepotrivit, imaginați-vă că numai prin Hristos se poate întâmpla să zburăm. La fel este cu mântuirea. Noi suntem socotiți neprihăniți în baza declarației pe care Tatăl o face ca semn sau ca dovadă că a acceptat mijlocirea lui Iisus Hristos care a murit pentru noi. Roman capitolul 3 are câteva versete care ajută. Acum s-a arătat o neprihănire, atenție, cum Cornilescu poetic vorbește despre fenomenul ăsta, care de altfel este o realitate invizibilă și greu de pus în cuvinte. El spune, acum s-a arătat o neprihănire, în grecește este dreptate, nu neprihănire. Tocmai asta ne încurcă pe noi și de-aia ați ridicat sprâncenele mai devreme când am spus că noi nu suntem neprihăniți, suntem numiți neprihăniți. Am spus că noi nu suntem drepți, noi suntem numiți drepți în numele Lui care ne-a dat această, El a pronunțat, este drept și când El pronunță se întâmplă asta. Uneori judecătorii greșesc. Noi să știți că în istoria Statelor Unite uneori au fost închiși oameni nevinovați. Au făcut oamenii a pușcărie? Da. Nevinovați? Da. De ce au făcut pușcărie? Pentru că cel care avea autoritate, cuvintele lui autoritate, a bătut cu ciocănelul ăla în masă și a spus vinovat 16 ani de închisoare. Și unii probabil că au murit și n-a știut nimeni că au fost vinovați, dar sunt și situații când au descoperit, au venit bieții acasă moșuleți și toată viața li s-a prăpădit pentru că un judecător a greșit. Greșesc și pastorii, greșesc și judecătorii, greșesc și polițiștii, și strungarii, și femeile care fac prăjituri. Și toată lumea greșește. Acum, dacă trăim în greșeală, nu-i bine. Nu-i bine nici dacă greșim mai rar, dar greșim, pentru că suntem muritori. Dumnezeu nu greșește.
Acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu. Atenție, Dumnezeu o dă, e proprietatea lui Dumnezeu și El o dă. Este un gest de bunătate, de milă, de generozitate. Fraților, vă imaginați cât de ridicolă e în fața lui Dumnezeu sfințenia și aroganța noastră pocăiască? Vă puteți imagina cu cât dezgust se uită Dumnezeu la un om care a fost iertat în numele suferinței lui Hristos și acum stă să fodolește, să fudulește de zici că el a trăit sfințenia aia pe care a primit-o? E ridicolă atitudinea asta de a face caz de neprihănirea noastră. Lucrul acesta demonstrează imaturitate, demonstrează că nici nu înțelegem ce înseamnă să fii justificat prin Hristos. Nici nu înțelegem că noi suntem socotiți drepți doar pentru că Dumnezeu a spus este drept, dar a spus asta în numele lui Hristos, care a murit pentru nedreptatea noastră. Justificarea ne declară, ne socotește neprihăniți prin credința pe care noi o avem în Hristos. De aceea, ori de câte ori ne depărtăm de El, El care a suferit. Dar cum are El atâta putere? El a venit în calitatea asta și toată viața pe care a trăit-o, a trăit-o în direcția împlinirii acestui proiect. El a venit în lumea asta cu un proiect. Noi vom merge în iunie în țară cu un proiect. Vrem să mergem Arad, Oradea, Bistrița, Brașov, Ploiești, Râmnicu Vâlcea și Deva. Ăsta e proiectul nostru. Nu ne ducem acolo să facem altceva, nu ne mai gândim atunci unde ne ducem, când ajungem acolo, ăsta este proiectul nostru. Numai asta facem. Ei, Hristos a venit cu acest proiect și cine crede în El și cine se dă de partea Lui, dacă îmi permite să spun expresia asta, are parte de privilegiul acesta, de proiectul acesta de a fi iertat. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, nu greșeala te bagă în pușcărie, osânda pentru greșeală te bagă în pușcărie. Sigur că aici, când spun că te bagă în pușcărie, nu mă refer la o greșeală, ci mă refer la o călcare de fără de lege. Și mai gravă, nu? Că nu intri în pușcărie pentru nimic. Și nici pentru ceva mic. Ei bine, observați că la fel este în lumea lui Dumnezeu. După cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, o pronunțare a sentinței, vinovat, 3 luni, 6 luni, sau mă rog, și asta a lovit pe toți oamenii, tot la fel printr-o singură hotărâre de iertare. Observați, nu noi hotărâm iertarea, ea se pronunță cu privire la noi, dar Dumnezeu hotărăște asta. Printr-o singură hotărâre de iertare a venit peste noi toți o hotărâre de neprihănire, adică de dreptate, care ne dă viață. Nu merităm în niciun fel, n-am făcut nimic special, ci pur și simplu l-am primit pe Hristos. Ne-am căit, ne-a părut rău. Am înțeles că am făcut prostii multe și spre binele nostru, spre avantajul nostru, am primit pe Hristosul care ne iartă, care declară în dreptul nostru că suntem drepți pentru că El a murit și are potențialitatea de a ierta pe orice om care crede în El. De ce? Pentru că cu 2000 de ani în urmă, El a murit pentru toți oamenii care în mod potențial, cândva în viitor, până la mii și mii de ani, vor crede în El, El va avea competența, autoritatea, calitatea, dreptul, resursele necesare să-L facă, să-L numească pe omul acela neprihănit. Cum? Prin justificare. Diferența dintre regenerare și justificare, ca să vorbesc puțin și despre schimbarea comportamentului, justificarea nu schimbă comportamentul, fraților. Regenerarea schimbă comportamentul. Regenerarea este o schimbare a interiorului nostru. Nașterea din nou ne schimbă mintea, ne schimbă inima. Regenerarea este o schimbare pe care Dumnezeu o realizează în interiorul nostru, născut din nou. Însă justificarea este o decizie, o judecată pe care o pronunță Dumnezeu în legătură cu noi. Vinovat sau nevinovat? Imaginați-vă un chirurg și un judecător. Ce face un chirurg? Cineva bolnav de cancer sau de altceva. Se duce la chirurg și chirurgul îl operează în interior pe om, îi scoate afară tumoarea sau ce are, mă rog, în funcție de diagnostic, și omul pleacă acasă sănătos.
Dar ce face un judecător? Judecătorul nu operează, el pronunță un verdict. Nici nu-l atinge pe om. Nici nu-l atinge. El pronunță un verdict. Și când a lovit cu ciocanul în masă, toată lumea se ridică în picioare și nimeni nu mai zice nimic. Că bârfesc ei prin curtea judecătorii ei. Să bârfească până vine seara, să ducă acasă să se culce. Verdictul contează, nu bârfele oamenilor. Judecătorul nu operează. Nu scoate nimic, nu pune nimic. El folosește cuvinte și prin cuvinte, datorită autorității pe care i-o dă poziția, pronunță un verdict, adică o decizie, o hotărâre, o hotărâre de iertare în cazul nostru. Revenind la Isaia 53, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul cel neprihănit va îndreptăți pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui nelegiuirile lor. Unde-s nelegiuirile mele? Dacă ele ar fi fost acum asupra mea, aș fi fost un om fără niciun viitor. Dar nelegiuirile acestea nu mai există. Poate că dumneavoastră știți câteva dintre ele. Și poate că mă priviți prin prisma acelor nelegiuiri. E problema dumneavoastră dacă vă asumați să faceți asta. Ele nu mai există asupra mea, pentru că Domnul Iisus, care are putere, are autoritate, mi l-a luat și a pronunțat în dreptul meu un verdict pe care nu-l poate ataca nimeni. Când Curtea Supremă pronunță un verdict, este cea mai înaltă formă de justiție din societatea nord-americană. Am încheiat discuția. Că cineva nu e de acord, că cineva mai avea o probă, dar nu a adus-o. Dacă n-a adus-o, s-o țină în buzunar în continuare. Ei, Domnul Iisus Hristos a rostit un verdict cu privire la noi. Dar știți cine i-a dat această competență? Faptul că a intrat în rolul de mântuitor și a suferit pentru cei nelegiuiți. Și Dumnezeu l-a smerit prin suferință. Cunosc oameni care și-au asumat să plătească în locul altor oameni ceva ce aceia nu puteau să plătească. Și omul ăsta nu știa cum să mulțumească. Nu știa cum să-și exprime bucuria și recunoștința și mulțumirea. Pentru că cineva a avut atâta bunătate să rezolve o problemă pe care el nu putea rezolva. Oricât de mare ar fi o problemă pe pământ, e rezolvabilă. Pentru că problemele omenești le putem rezolva noi oamenii, dar problemele care interferează cu divinitatea nu întotdeauna le putem rezolva. Spuneam, apropiindu-mă de încheiere, vreau să spun faptul că ar fi bine să mai punem o întrebare. Ce se întâmplă după ce Hristos a suferit, ne-a justificat, am fost restaurați, născuți din nou, regenerați, și acum suntem copiii lui Dumnezeu de un an, de 10, de 50. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura. După omul din lăuntru ne place legea lui Dumnezeu. Venim în adunare și uneori lăcrimăm. Ascultăm o predică și chiar dacă ea ne atinge, noi recunoaștem că predica este adevărată. Dreptatea ei e greu de suferit, dar ni se potrivește, ni se aplică. După legea lui Dumnezeu, ne place, dar Scriptura continuă. Văd în mădularele mele o altă lege. Oamenii cred că după ce ne-am născut din nou, noi nu o să mai fim ispitiți. Eu am auzit un om care a spus că după ce a fost botezat cu zeci de ani în urmă, el n-a mai păcătuit niciodată. Asta este blasfemie dacă nu e făcută din neștiință. Iar dacă e făcută din neștiință, să știți că neștiința asta este așa de mare, încât nici nu știu dacă în limba română e un cuvânt potrivit ca să o suporte. Să spui că n-ai mai păcătuit niciodată de când te-ai botezat, înseamnă inconștiență pură. Această mândrie spirituală nu ajută pe nimeni la nimic. După omul din lăuntru ne place legea lui Dumnezeu și poate că ne-ar place să trăim în adunare,
Mă gândesc că am fi puțin diferiți decât între luni și sâmbătă. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii din interiorul meu. Și dintr-o dată, armonia adusă de Hristos se transformă în mod personal într-o luptă. O luptă a mea cu mine. Mintea mea, care conține adevărurile, principiile, legile lui Dumnezeu, văzând o realitate, spune asta trebuie judecat așa. Dar sentimentele mele, care gândesc după altă lege, ele ajung la concluzia că ar fi bine măcar de data asta să mai facă lucrurile astea odată. Și începe o luptă care poate dura o secundă, două, sau poate dura o zi, poate o lună, două. Depinde despre ce este vorba. Imaginați-vă o sămânță, un bob de grâu. Vă mai aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus? Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, va aduce rod. Ioan capitolul 12, versetul 24. Ce înseamnă să moară un bob de grâu? Bobul de grâu e înfășurat într-o mică haină a lui, într-o coajă fragilă, dar în același timp tare ca să-l protejeze. Când intră în pământ și mediul devine umed, învelișul acela se topește. Și datorită apei și mai târziu a luminii, acest bob de grâu, pentru că s-a făcut vulnerabil prin faptul că învelișul nu mai este, el produce rod. Asta înseamnă că bobul de grâu a murit. Și din el ies multe boabe de grâu. Vasul de alabastru pe care l-a adus femeia aceea trebuie spart. Parfumul din el n-o să miroasă niciodată dacă vasul nu se sparge. Vasul trebuie spart ca parfumul să se răspândească, să aibă influență. În momentul acela, parfumul își va face datoria. Rolul lui este să transmită un miros plăcut. Dar acest miros nu-l transmite decât numai dacă containerul în care este așezat devine spart și el are libertatea să-și împrăștie mireasma. Lăsați vasul să se spargă. Lăsați poșghița asta să fie eliberată și pur și simplu să murim față de păcat. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel. Omorâți mădularele acestea. Și dă exemple. Am plecat și în încheiere revenim. Am plecat de la Mântuitorul Iisus Hristos, care ne-a luat apărarea în condiția noastră de oameni incompatibili cu sfințenia lui Dumnezeu. Și el a trebuit să moară. A întrebat, nu există altă posibilitate, Tată? Și Tatăl i-a răspuns, nu, moartea este obligatorie. Și a spus, o să mă duc. Și s-a dus. Cu toată suferința implicată. Și într-o seară ca asta, noi nu mai avem trupul Domnului, avem niște turte de pâine și o să le rupem după cum a făcut Hristos, pentru ca să vizualizăm cum s-a rupt. Asta implică suferință, tensiune, frângere. Și apoi avem must care au fost scos din niște boabe de strugure care au fost zdrobite, făcute praf, pentru ca să iasă zeama, jusul ăla din ele. Asta s-a întâmplat cu Iisus, el a fost zdrobit în suferință. Dumnezeu l-a zdrobit în suferință pentru noi, pentru mântuirea noastră și pentru tămăduirea noastră. Oamenii lui Dumnezeu, în această joie mare, am vrut să revin cu informația asta care e de fapt arhicunoscută de noi de toți, dar să precizez câteva lucruri. Hristos a murit pentru noi și dacă a murit pentru noi în momentul în care acceptăm moartea sa înlocuitoare, noi suntem iertați. Dar asta se numește justificare. Dacă nu are loc nașterea din nou, noi nu vom fi schimbați. Noi vom fi numiți, socotiți, validați printr-un decret, printr-un anunț, printr-un verdict judecătoresc al lui Dumnezeu Tatăl.
Dar după asta, dacă noi nu suntem schimbați, vom rămâne oamenii vechi și vom reînnoi zestrea, tezaurul de păcate pe care tocmai au fost iertate. Atunci când înțelegem diferența dintre nașterea din nou și justificare, înțelegem o mare parte din Scriptură. Și de-abia atunci putem să înțelegem de ce mulți oameni care se botează și sunt justificați prin Hristos, ei continuă să păcătuiască aproape cu o libertate greu de înțeles. Asupra lor s-a pronunțat o sentință, dar interiorul lor nu a fost schimbat. Un judecător a dat un verdict, dar medicul n-a intrat să scoată tumoarea afară, pentru că bobul de grâu nu a murit. În față este cina Domnului și urmează în câteva clipe să întindem mâna într-o stare de cercetare a Duhului, care nu o realizăm noi acum, dar vă chem, frați și surori, să alungați tendința minții de a aluneca pe subiectul ăsta doar pentru faptul că noi îl stăpânim prin cunoaștere și să ne lăsăm impresionați și emoționați de această dragoste care ne-a căutat și ne-a găsit. Fără ca să câștige ceva de la noi, ce a câștigat Dumnezeu de la mine? Pentru că m-a mântuit. De 40 de ani îl sâcâi cu rugăciunile mele, cu copilăriile mele, cu promisiunile mele că nu mai fac și nu mai dreg. De 40 de ani se repetă istoria. Aș vrea să vă chem să stăm înaintea lui Dumnezeu, să medităm la lucrurile astea, pentru că anii trec și ajungem la capătul cursei. Și dincolo de capătul cursei nu mai există nimic decât premierea sau falimentul. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze. Vă chem oamenii lui Dumnezeu să ne ridicăm, să ne apropiem de trupul, de sângele Domnului, cu speranța că sângele Domnului ne-a iertat păcatele. Dar în egală măsură, lucrarea lui Dumnezeu asupra bobului de grâu care moare va da naștere unui rod care îl va onora pe Dumnezeu și va binecuvânta pe oameni. Cântăm, slujitorii Domnului vor veni la masa de cină, vor pregăti elementele cinei pentru biserica Domnului, iar noi toți vom căuta pe Domnul sufletul nostru, ne vom smeri și vom fi recunoscători pentru că Dumnezeu a avut milă de noi. Lăudat să fie Domnul. Amen.